Doamne, ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale, în care continuăm să vorbim așa cum am făcut în emisiunile anterioare. Iată, bazându-ne pe cuvintele Sfântului Paisia Ghioritul despre păcat. O să dau citire imediat cuvântului următor, să spunem așa, însă aduc la cunoștință că astăzi, vineri, fiind 30 iunie, este ziua de prăznuire a tuturor sfinților apostoli. Motiv pentru care biserica a rânduit, dacă 30 iunie pică într-o zi de vineri sau de miercuri, să fie dezlegare la pește pentru măreția celor astăzi prăznuiți, Sfinții Apostoli, soborul tuturor Sfinților Apostoli. Am făcut această precizare, iată, de la început și poate reușim să ținem minte. Nu este un lucru foarte important, însă pentru cei care cu adevărat țin post miercurea și vinerea tot timpul anului, este un moment și de cinstire al Sfinților Apostoli, dar și de bucurie. De ce să nu recunoaștem? Să ne fie de folos. Următorul cuvânt despre păcat de la Sfântul Paisia Ghioritul este acesta. Un om poate să se ascundă de ceilalți oameni, nu și de Dumnezeu. Învață a se ascunde copilul în joacă, în copilărie, nu? Se joacă de a învață ascunsele. În copilăria sa, omul primordial a încercat să-și ascundă goliciunea de care până la momentul păcătuirii nu era conștient, după care, după păcat, a devenit conștient, căuta să-și ascundă goliciunea de fața lui Dumnezeu. Domnule, nu se poate. Oricât am căuta să ne creionăm în fața celorlalți o imagine, așa cum o vedem noi, favorabilă, poate că vom reuși, poate că vom impresiona, poate că vom culege ceea ce dorim cu acel lucru. Însă, înaintea lui Dumnezeu, nu putem face acest. Așa ceva nu se poate face. De ce? Pentru că, iată, după cum spuneam și ieri, cum știm că Sfântul Apostol Petru era conștient, Tu știi toate, Doamne, Tu știi că Te iubesc, sau Tu știi toate, Doamne, Tu știi că am păcătuit, că nu Te-am ascultat, că am gândit ceva rău, că am vrut ceva rău, că am simțit ceva rău. Iartă-mă, Doamne, luminează-mă, întărește-mă și ajută-mă să nu mai săvârșesc. Asta este starea pe care omul, dacă o are în permanență și de autocontrol al simțirii, rațiunii și voinței, reușim ca ceea ce săvârșim, fiind neapărat întâi de toate, după cum ne dorim, pe placul lui Dumnezeu, va fi și pe placul oamenilor. Când am mai spus treaba asta, cineva, dar nu pe placul tuturor, nu. Eu am spus pe placul oamenilor. Eu sunt puțin malițios și insist. Ce este plăcut lui Dumnezeu, este plăcut și oamenilor. Ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și nu este plăcut celor care se numesc oameni, aceia deocamdată nu sunt oameni, sunt decăzuți din demnitatea de om. Pot deveni oameni, adică vrednici purtători ai chipului lui Dumnezeu. Îmi iertați malițiozitatea, dar sperăm să aibă un efect pedagogic numai decât. Ei, acest lucru poate, conștiința faptului că
ochiul lui Dumnezeu este tot timpul deasupra noastră, raportându-ne la simțirea, voința și rațiunea divină, ne vom pune în acord cu El, cu Dumnezeu. Ce frumos este un om al lui Dumnezeu. Eu am văzut. Am văzut om cu această stare de, am văzut oameni cu această stare de autocontrol. Și n-ai cum să nu-ți placă. Indiferent cine ai fi, indiferent ce pregătire ai avea, indiferent ce religie ai avea, cu siguranță când vezi un astfel de om plăcut lui Dumnezeu, sigur îți place. Cei care urmăriți emisiunea mai de demult știți că sunteți convinși că acum când am spus, m-am gândit la două persoane clar. Părintele Arsenie Papacioc și călugărul Lazar din Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit, la sud de Betleem. Oameni pe care îi vedem atât de cu pace, cu frumusețe lăuntrică care inundă chipul, cu smerenie, cu iubire, încât te cuceresc, fără să-și propună. Nu-și propun să te cucerească, dar te cuceresc iremediabil, să spunem așa. Parcă ar fi un defect. Nu. Nu. Rămâi astfel, cucerit de ei. De ce? Pentru că plac lui Dumnezeu. Explicația am mai dat-o și este simplă. De ce tot timpul cel care place lui Dumnezeu place și omului? Cheia stă în ceea ce purtăm noi liber, chipul lui. Simțirea, rațiunea și voința. În momentul în care omul face cele plăcute lui Dumnezeu, simte, gândește și vrea cele plăcute lui Dumnezeu. Dumnezeu le vede și omul le vede. Dar omul care le vede la om și el poartă chipul lui Dumnezeu. Chip care poate să fie schimonosit, dar pe care îl vede restaurat în celălalt. El știe cum omul, indiferent unde a trăit, pentru că poartă chipul lui Dumnezeu, știe cum trebuie să fie. Și recunoaște mai cu seamă atunci când vede împlinit acest lucru în cineva. De aici plăcerea de a vedea om al lui Dumnezeu. Când nu-ți place, atunci când nu mai ești om, când nu mai porți curat chipul lui Dumnezeu, când chipul lui Dumnezeu din tine este alterat și nu se mai face acel acord de recunoaștere. Păcatul este ca o plantă care, atunci când este plantată de puțină vreme în pământ, poate fi smulsă cu ușurință. Odată cu trecerea timpului, însă, prinde rătăcini și nu mai poate fi smulsă ușor. Paralela s-a făcut și în emisiunea de acum două zile, trei, când vorbeam despre păcat și îl asemănam, după cum ne învăța Sfântul Paisia Ghioritul, cu un copac cu rădăcina în inimă și cu crengile în toate oasele și mădularele noastre. Este bine, este de folos și este mult mai ușor să urmărim orice încercare de răsădire a unui păcat, de însămânțare a unui păcat în sufletul nostru. Și chiar dacă nu-l vedem din stadiul de sămânță, să scoatem din pământul sufletului și să-l aruncăm în foc, cum îl vedem că a dat primele frunzulițe și îl recunoaștem că nu este ce ne trebuie, atunci să căutăm să smulgem și să aruncăm. Ar fi minunat. Doamne ajută să și reușim acest lucru. Nu este îndeajuns să te îndepărtezi de rău, ci trebuie să faci
și binele. N-am înjurat, nu m-am certat cu nimeni, sunt în pace cu toți cei din jurul meu, nu invidiez, nu sunt îngânfată, nu sunt mândră și multe alte nu-uri de genul acesta. Auzim din când în când la spovedit. Bun, bun, dar ai căutat măcar seara și dimineața să vorbești cu Dumnezeu, să te rogi? Mai spun și eu din când în când, Doamne ajută, sau mai te spun și Tatăl nostru câteodată. Dar poți, Ada, nu pot. Sunteți cumva bolnavă? Că în vârstă nu vă văd a fi? A, nu, dar nu pot, că mie nu-mi place să țin post. Duminica mergeți la Sfânta Liturghie? Am treabă, părinte, duminica, ce știți dumneavoastră? Da. Există multe lucruri mult mai importante de făcut de către om decât a se întâlni cu Hristosul, cel care se jertfește pentru păcatele noastre. Și iată, păcat nefăcând, dar nici virtute lucrând, pentru indiferență și nelucrare, omul se poate osândi. Nu este, deci, iată, ne spune și Sfântul Paisie Ghiorgiu, nu este suficient să nu faci păcatul. Este de necesitate pentru noi să săvârșim și virtutea. Să cercetăm și cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice, în fiecare zi mor. Adică, dacă nu noi, dacă și noi viețuim ca și cum ar urma să murim în fiecare zi, atunci n-am mai păcătui. În fiecare zi să mă gândesc, să mă socotesc pe mine ca și mort și astfel nu mai păcătuiesc. Pentru că morții nu mai au viață, prin urmare, nici pofte. Sunt două lucruri care decurg din acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, citat, iată, de Sfântul Paisia Ioritul. În primul și în primul rând, gândul la moarte. Faptul că te gândești că, uite, peste un ceas, dacă mor, ce fac? Sunt curățit sau nu de păcate? Risc să mă osândesc? Sau am ceva șanse pentru mila lui Hristos să mă mântuiesc? Iar un om cu simțire adâncă nu se va vedea vreodată în siguranța mântuirii. Nu, din contră. Din cauza faptelor sale, cum spunem și în rugăciune, deznădăjduit de a mea mântuire. Însă, ne întoarcem cu căință, cu credință către Hristos, ne îndreptăm și astfel luăm nădejde de mântuire, numai decât. Da. Ce se mai întâmplă? Al doilea lucru de punctat este că omul moare când se gândește pe sine mort, se gândește pe sine mort pentru păcat, adică păcatul să nu-l mai atingă, să nu mai viețuiască în păcat, să fie mort pentru păcat, dar viu pentru Hristos. Dacă, datorită păcatelor, ne îndreptăm spre smerenie, acestea sunt precum bălegarul pe care îl punem la plante. Nu este plăcut, dar este de folos. Două lucruri. Un părinte, în tinerețea sa, atunci când nici nu credea în Dumnezeu, la un moment dat al vieții s-a întors cu fața către Dumnezeu, fuma. În
momentul întoarcerii cu fața către Dumnezeu, realizând gravitatea păcatului, a părăsit păcatul, s-a luptat cu rugăciunea, Hristos l-a ajutat, a părăsit fumatul și acest lucru s-a transformat într-o experiență de viață care îi permite să explice altor fumători care conștientizează la rândul lor păcatul, care doresc să părăsească acest păcat și nu reușesc pentru că sunt neputincioși, le explică, iată cum se face. Omul se roagă. Când vine pofta de a pune țigara în gură, zici rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Din adâncul sufletului. Și reușim, iată, nu cu puterile noastre, ci cu ajutorul lui Dumnezeu să depășim acest păcat. Iată, un bălegar cumva din tinerețea acestuia se poate constitui un îngrășământ pentru creșterea duhovnicească a fiilor săi duhovnicești. E, povestind acest lucru, iată și vine al doilea acum, cineva i-a spus părintelui la un moment dat așa: uite, bine că ai fumat, că acum știi cum să sfătuiești pe alții. Nu e bine că ai fumat. Ca să povățuiască pe alții cum să se lase de fumat, putea să citească. Putea să învețe de la alți părinți. Și îmi vine acum, și mi-a venit în minte, vă zice, o altă situație. O istorioară, un părinte atonit, cotat ca un mare duhovnic pe drept cuvânt, de altfel, este cercetat de un tânăr plin de păcate. Se bucură tânărul că ajunge în fața părintelui, se pleacă în genunchi și începe cu sinceritate, cu părere de rău, cu dorința de a nu mai face păcatele acelea, să le mărturisească. Și le mărturisea cu o frică, cu o sfială, cu o părere de rău teribilă. Părintele la un moment dat îi spune: și eu am făcut păcatul acesta. Cască-i ochii, mai mărturisește un păcat grozav. Părintele zice: și eu am făcut acest păcat. Și la câteva păcate grave care îi dădeau starea aceea de ușoară deznădejde, mai la toate părintele îi spunea: și eu am făcut. Și uite, nădăjduind în Hristos, m-a ajutat, m-a întărit, am părăsit păcatul, mi s-a aprins inima de dor de Hristos. Îl slujesc pe Hristos cu toată credința. Mare este mila lui Dumnezeu. Nu mai să vrei să-ți întrebi: da, părinte, nu mai vreau. Nu mai vreau să fac păcatele pe care vi le-am mărturisit. Și plecând, iată, ușurat, bucuros, liniștit, de la spovedit, este întâmpinat de cineva pe care îl cunoștea cum, și îl văzuse și înainte de spovedit cum era, făcând, iată, diferența între omul de dinainte și omul de după spovedanie, îl întreabă. Și acesta îi răspunde: sunt bucuros, uite, am scăpat de toate păcatele, nu mai vreau să le... Dar știi ce? Am luat îndrăzneală și am fost și uluit în același timp de faptul că, din faptul că că părintele a făcut și el păcatul ăla, păcatul ăla, păcatul ăla. Iar ascultătorul a început să zâmbească așa. Dar de ce zâmbiți? Păi când să le facă părintele acele păcate? E de la 6 ani în mănăstire. Și atunci acela a înțeles și mai profund. Mila lui Dumnezeu, pedagogia părintelui său duhovnicesc,
Și, foarte important, nădejdea pe care a primit-o. Da. Conștiința păcătoșeniei îl mișcă pe Dumnezeu. Ne dăm seama că am făcut păcatul sau păcatele. Realizăm, ne este de folos. Nu? Nu. E greu. Când omul, copilul, că îmi place mie această paralelă, săvârșește o greșeală în fața propriilor părinți, dar nu conștientizează, oricât de mult s-ar strădui părinții să explice că ceea ce a săvârșit nu este bine, nu se mișcă lucrurile. E în momentul în care acesta, copilul, realizează, îi pare rău, se căiește, este conștient de păcat, mișcă mila lui, mișcă mila părinților săi, dobândește iertare și mai mult, dobândește întru sine hotărârea aceea de a nu-i mai supăra. De aceea și mila părinților, când vorbim de omul cu, în relația cu Dumnezeu și mila lui Dumnezeu, este, iată, pusă în mișcare. Cel care îl întoarce pe un păcătos de la rătăcirea lui, va mântui un suflet de la moartea veșnică și Dumnezeu îi va acoperi mulțime de păcate. Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește, a spus-o Hristos, stăpânul cerului și al pământului. Și atunci, fie că suntem păcătoși și ne străduim a ne îndrepta, fie vedem pe altul făcând păcat și căutând să punem umărul la ridicarea lui, și pentru una și pentru alta Dumnezeu, milostivul, iubitorul de oameni, mult se va bucura și va și răsplăti. Ce este nevoie? Este nevoie de iubire. Știți că de cele mai multe ori, atunci când eu te văd pe tine greșind, încep să te ponegresc, să te dojenesc, să te cert, să te desconsider chiar pentru ceea ce ai făcut. Asta însemnează lipsă de iubire și față de tine și față de mine, pentru că dacă m-aș iubi pe mine, n-aș face păcatul judecării și osândirii tale. Am judecat situația în care te găsești, am constatat prin acțiunea firească a minții de a judeca că ești în păcat, nu transform acțiunea firească a minții de a judeca într-un păcat urmată fiind de osândire, ci caut să transform judecata mea și rezultatul judecății, faptul că am conștientizat păcatul tău, într-un a tu. Ce fac? Două lucruri neapărat. Unul, caut să te sfătuiesc în măsura în care ceri sau în măsura în care ai și capacitatea de a primi sfatul meu și ar fi de mare folos, iar dacă nu, ori că primești, ori că nu primești, oricum din iubirea pentru tine și dorința de a te îndrepta Dumnezeu pe tine, nevrednicul și neputinciosul, asemenea mie, nu mai rău decât mine, mă rog pentru tine. Mă rog ca Dumnezeu să te ierte, să te lumineze, să te înțelepțească, să-ți dea gândul cel bun, întoarcerea păcătoasei, lacrimile acesteia și astfel cu ele Dumnezeu să spele mulțimea de păcate și să arate sufletul nostru curat, curat de orice întinăciune. Dar pentru aceasta este nevoie de lacrimi din iubire. Un ultim cuvânt de astăzi despre recunoștință.
Tu ce dorești? Recunoștință de la Hristos sau de la oameni? Dacă acum ți se recunoaște binele pe care îl faci în viața cealaltă, vei auzi, ai primit cele bune ale tale. De vreme ce există răsplată dumnezeiască, să luăm seama, să punem orice drahmă în vistieria lui Dumnezeu. Smerenia face acest lucru. Omul să cugete că este chipul lui Dumnezeu și că trebuie să se asemene creatorului său. Dacă există această cugetare, atunci viețuiește bine și se va folosi. Trebuie să învățăm a face depuneri. Și cum spuneam, depunerile de fapte bune în vestirea lui Dumnezeu, actul, modul de a face depunere, este smerenia. Fugind, iată, de recunoștință, de mulțumire, de răsplătire din partea oamenilor pentru cele bune pe care le-am fi săvârșit fiecare. Sfinții au dus o luptă mai mare ca să-și ascundă virtutea lor decât au săvârșit atunci când s-au luptat să dobândească virtutea. Este destul de greu de a dobândi o virtute anume, dar iată, și mai greu ca să își ascundă virtutea. Ascunzi nu oameni, nu lui Dumnezeu care le vede pe toate, ci cauți să ascunzi oamenilor pentru ca să nu primești din partea lor răsplătire, mulțumire, considerație pentru cele pe care le faci. Și astfel, spunea un Sfânt Părinte, îl împrumuți pe Dumnezeu. Depui la bancă. Când depui bani la bancă, de fapt împrumuți banca. Devii un investitor al băncii, bancă care te plătește pentru aceasta cu o dobândă pe care de comun acord de cele mai multe ori o stabilești pentru un contract semnat și parafat. Așa și în relația cu Dumnezeu. Singurul care are acces la ghișeul unde se fac depuneri, singura este însăși smerenia noastră. Atunci când omul se smerește pe sine, neașteptând răsplătire din fața omului și de la om și fugind de la fața omului ca să nu primească cumva, iată, laude, astfel viețuind, gândind, simțind, vom reuși cu ajutorul lui Dumnezeu să-L împrumutăm și la scadență să fim cadorisiți, nu, să spunem așa, cheltuiți. Lumea are multă ipocrizie. Terenul adevărului evanghelic are o prefăcătorie sfântă. Nebunia pentru Hristos. Terenul adevărului evanghelic este o prefăcătorie sfântă. Toți oamenii caută să se prefacă, deci că sunt oameni duhovnicești și uneori reușesc să impresioneze, dar pe Dumnezeu nu, decât dacă este întemeiată. Să căutăm, să simțim și să nu jucăm teatru, pentru că s-ar putea să ne osândim și plată să n-avem. Să luăm aminte, să ne fie de folos, Doamne ajută, iubiți credincioși!